Salut! Astăzi am să vă arăt cum curăț eu foarfecile de viță, de pomi. De această depunere. Ca o rugină care apare pe lamă. O curăț foarte ușor cu cenușă. Cu cenușă și tăciuni din foc. Umezez puțin lama în apă și pun cenușă. După ce am pus cenușa pe lamă, pot să o las un minut sau chiar mai mult să acționeze cenușa. Dar chiar și fără așteptare pot lua un tăciune de lemn ars și frec cu el lama. Îl mai mui puțin în apă și frec. Mai iau puțină cenușă apă, cenușă și tăciune. Întoarce. Clătim. Bun. Mai dau o dată, mai aplic cenușă și cu același bucată de cenușă și de tăciune o lustresc. Cu cât insistați mai mult, cu atât rezultatul este mai bun. Foarfeca este gata. Am să iau camera să apropii. Deci cenușa și tăciunele, folosindu-mă de tăciune și cenușă, am curățat foarte bine această foarfecă pentru pom și viță de vie.
toate depunerile au fost îndepărtate. După ce am curățat farfeca, o voi ascuți cu o pilă diamantată. Trag de câteva ori pe gura farfecii. Farfeca este perfect ascuțită. După ce ați curățat-o și ați ascuțit-o, recomand să o acoperiți cu un strat subțire de ulei, ulei mineral. Atât pentru astăzi, sper să vă fie de folos sfatul acesta de a curăța ustensilele de grădină cu cenușă. Sănătate, mai bine!